Bucureșteanul Lucian Ionescu și-a propus ca proiect pentru acest an să străbată cu canoia distanța Giurgiu-Veneția în doar 7 luni. A plecat la drum pe 7 mai 2013, fiind foarte determinat să-și ducă proiectul la bun sfârșit. Traseul său a cuprins Marea Neagră, Bosfor, Marmaris, Marea Egee, Marea Adriatică, iar apoi, pe lângă țărmurile din România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Albania, Croația și Italia. La un moment dat, când a ajuns în Grecia, Lucian a rămas fără bani necesari continuării călătoriei. A cerut atunci ajutorul tuturor celor care îi apreciază inițiativa și care vor să-l ajute și se pare că a reușit. Expediția a ajuns cu bine la final după 7 luni de aventuri extreme, pericole, dar și foarte multe satisfacții. Lucian Ionescu a ajuns acasă în București, unde alături de prieteni, sponsori și toți cei care l-au sprijinit și-a spus povestea. TV Giurgiu a fost acolo și a obținut un interviu în exclusivitate. Așadar, visul lui Lucian de a pleca într-o expediție pe mare singur cu canoia l-a avut de mult, însă abia anul acesta a fost posibil. Am vrut să fac o tură foarte lungă, cu multe motivații sunt. În urma TID România, Costin Iatan e cel care se ocupă, a reușit să facă suficient de cunoscută tura încât să aflu despre ea, să ajung acolo și să remarc cât de bine se pretează caiacul la așa ceva. Înainte de a pleca în mare aventură, s-a informat, a urmărit în detaliu expediții similare și cu curaj a pornit la drum. Am început să sap, să caut alții care fac, am găsit pe mulți alții care fac, nu la noi, dar în afară sunt destui. Și de aici a început și cu caiacul, construcția am făcut-o special pentru o tură foarte lungă, nu neapărat asta, eu am avut cu tot o altă idee, asta este o bucățică din ce am vrut să fac. Deși a fost bine primit peste tot pe unde a poposit, cel mai de preț lucru pe care l-a descoperit de-a lungul călătoriei a fost acela că există Dumnezeu. Deci am avut niște lucruri care nu puteau fi nici coincidențe, nici nimic altceva decât o influență oarecum divină, într-un fel sau într-altul sau oricum. Al doilea, nu, Dumnezeu te ajută, nu-ți dă, dar când trebuie, te ajută și te ajută exact cum trebuie. Lucian Ionescu este născut în 1964 la București, a făcut caiac de performanță în timpul liceului și, deși nu a obținut rezultate notabile, este extrem de pasionat de acest sport. Este primul român care realizează o călătorie cu caiacul între Giurgiu și Veneția. Mai multe amănunte despre povestea românului care timp de 7 luni cu o vâzlă și un caiac a străbătut distanța Giurgiu-Veneția puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale marcate TV Giurgiu.